Salut! Astăzi vreau să vă arăt niște piese, niște consumabile pentru drujbe și niște chestii care ajută la reparații. O să încep cu un ulei stil HP, așa că de aici încolo trec și eu la ulei stil. Până acum am lucrat cu zvarna LS, am lucrat și cu zeamă chinezească, acum ultima oară am lucrat cu Mold Dynamic și ăla e bun, sunt mulțumit, la zeama chinezească nu-s mulțumit. Și am trecut la stil, am luat un bidonaș de la 1 litru de stil HP, proporție de amestec 1 la 50, sticluță gradată, scrie aici 100 de ml, la canistră de 5 litri. Made in Germany. Eu o să-i pun 30 ml la litru. La drujbe. Chiar și mai mult. Vedem. Așa. Punem aici. Și să vedem ce mai avem noi pe aici. O bujie Champion. Pentru drujba Partner îi schimb și ei bujia cu una nouă. Originală, uleiul, bujia și restul de piese zluate de la Scule Forest. Dacă sunt originale. Bujia Champion RCG7Y. Eu încă merg la Partner cu bujia originală de acum 10 ani, 8 ani, 9 ani, cam așa. Așa. În continuare vă arăt un spray degripant de la Saratoga, produs italian, la 400 de ml. Merge în toate pozițiile. Deblochează, unge. E util când lucrăm, să demontăm și tot așa se gresă. Pentru că tot mai lucrez pe la motoare, am luat și un silicon sau mastic. Silicon neutru pentru garnituri. Din câte am citit eu și știu, este neutru, rezistă și la benzină, și la ulei, și la temperaturi de până la 260 și maxim 350 de grade. Deci e foarte ok pentru garnituri la drujbe, la cele care nu sunt prevăzute cu garnitură de hârtie sau de altceva, cum e la mine la Partler. E un flacon la 80 de grame. De la Saratoga. Așa. Și după cum vă mai ziceam eu prin comentarii că iau la drujba Partner set chinezesc, i-am luat și un set chinezesc și o folie la demarol de care nu o am aici în filmare, deoarece mi s-a rupt o bucată. Setul nu e luat de la Zvarna, nu e luat, e luat de pe un site la Rocco piese, deoarece nu merită să iau set original pentru că e mai mult decât merită. Și n-are niciun rost să investesc atât. Acesta este el. Să încerc să-l desfac puțin și să vi-l arăt. Așa, am desfăcut și cilindrul. Avem aici
setul, să zic, și eu cele două siguranțe de la pistol nu le desfac pentru că nu o să-l schimb curând. Deocamdată mai merge setul acela vechi. Aici bolțul de la piston. În cutiuță aici am văzut și un rulment cu ace. Cred că e acela de la bolț, de la piston, da. Așa. Piston chinezesc cu doi segmenți. Partea de montare spre evacuare săgeată. Se vede clar. Diferențialele pentru, vedeți astea de aici și de aici pentru gaura segmentului, pentru împărțirea segmentului la etanșare, unde are el gaura. Cei doi segmenți. Așa. Și cilindrul. Asta e cilindru chinezesc. Și o să vi-l arăt și un cilindru original, să vedeți și voi diferența. În sensul că ăsta e vopsit el un pic, dar dacă e să nu vă dea țeapă cumva, vă duceți la vreo reprezentanță sau undeva să vă zică că e original și el, numai original nu e. Execuția seamănă și nu prea cu cea originală. Aveți aici să vedeți și suprafața lui. E șlefuit bine, n-am ce să zic. Cilindru chinezesc. Să vi-l arăt și pe un cilindru original. Uitați, ăsta e original cilindru. Are niște însemne pe aici. Dacă îl punem așa cum e ăsta aici. Vedeți aici însemnele de original, aici vedeți canci. Deci dacă vă duceți la Husqvarna, nu cred că o să ocupe ăștia cu măgării din astea și vă dă așa ceva, dar la culoarea lui ăsta și vă zice că e original, uitați aici, dacă nu are semnele alea noi. Sau oriunde v-ați duce și încearcă să vă ceară bani mulți, zicând că e original. Setul original are doar un segment, ăsta chinezesc are doi, i-a pus chinezii doi segmenți, i-a pus că ce-o fi zic, când să aibă compresie mai mult, o să tragă acolo, că tot trage. Da, mai vedem. Cam acestea fiind spuse, avem să vă arăt, vreau să vă arăt și pulia la demaror. O să eu schimb asta curând, probabil să fac un clip cu un mic service, la duci la partner. O să verific și starea la piston după ce am mai tăiat la vechi, să vedem dacă schimb sau nu. Și mai vedem. Cam acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!